Bună ziua, dragi prieteni, haideți să vedem, haideți să vă pun să alegeți între trei pietre. Deci piatra roșie, piatra albă, albă și piatra albastră. Să vedem jocul relației, da? Deci roșu, alb sau albastru. O să împart în trei. Și dumneavoastră o să alegeți din cele trei grămezi. Da? Haideți să vedem. Deci, ce gândește persoana iubită? Ce gândești tu? Și ce va fi în relație? Ce gândește persoana iubită? Ce gândești tu? Ce va fi în relație? Ce gândește persoana iubită? Ce gândești tu? Și ce va fi în relație? Haideți să vedem. Dacă ați ales piatra roșie. Piatra roșie, da? Ce gândește persoana iubită, da? Ce gândești tu și ce va fi în relație? Aici ce gândește persoana iubită arată că persoana iubită are destul de clar lucrurile sau situația dumneavoastră. Se gândește la o îmbunătățire, se gândește să fie generos, să vă dedice mai mult timp, să vă asculte mai mult, să vă sprijine în relație sau există maică sa, mamă, soră, prieteni care vor să sprijine această relație. Și poate fi vorba despre o persoană din pești, leu, balanță. Arată o persoană care dă ajutor, care are de gând să vă înțeleagă mai mult, să vă tolereze mai mult, să vă încurajeze, se simte în plăcere cu dumneavoastră, se gândește la un succes cu dumneavoastră, da? Deci asta gândește persoana iubită. Ce gândiți dumneavoastră? Văd o frică sau dar totuși, în ciuda acestei frici, mergeți mai departe. Vă văd o persoană independentă, că nu vă interesează ce zic alții, că mergeți mai departe, că sunteți gata de luptă. Dar dacă vorbiți ce doriți, veți îmbunătăți situația. Poate fi și vorba despre o amenințare din partea cuiva, din partea altei persoane, ca și când o altă persoană vă amenință dragostea sau relația. Da? De asta parcă în ciuda fricii mergeți mai departe. Și ce va fi în relație? Relația va crește. Unii aveți o experiență personală, dar și creștere personală. Vă atingeți un obiectiv cu efort, că ambii depuneți efort ca să meargă relația, ca să treceți pe un alt nivel al relației. De exemplu, dacă nu locuiți împreună, să locuiți împreună, să aveți mai multă fericire, mai multă împlinire. Unii parcă mergeți într-o vacanță împreună, mai poate însemna noroc în relație, aveți noroc în relație. Deci totuși relația se va îmbunătăți între dumneavoastră și acea persoană, da? Deci el sau ea, cealaltă persoană, vrea să se îmbunătățească relația. Dar poate fi și că cealaltă persoană, prietenii sau familia să-i prezinte pe cineva și dumneavoastră să aflați asta și să
De asta va apare și dumneavoastră un conflict, o persoană, o altă persoană în această relație. Dar, până la urmă, relația va merge și va fi bine. Da? Bun. Haideți să vedem dacă ați ales piatra albă. Ce gândești? Ce gândește persoana iubită? Ce gândești tu? Și ce va fi în relație? Persoana iubită parcă este la un final, la o fericire, familie fericită. Această persoană nu vrea o relație temporară, vrea o relație de lungă durată, deci vrea o relație cu căsătorie sau vrea planuri de căsătorie. Dacă dumneavoastră vă gândiți, veți avea, dacă deocamdată nu aveți această căsătorie, aceste planuri, nu v-a zis nimic, să știți că va fi. Nu vă grăbiți, da? Nu vă îngrijorați. Ce doriți dumneavoastră veți avea? Arată noroc, ce doriți veți avea? Dacă sunteți într-o criză cu această persoană sau această persoană se comportă ciudat, să știți că se termină acestea și arată că veți avea fericire. Vă va oferi fericire această persoană. Apoi, dumneavoastră, aici văd situație în care mi-a ieșit nebunul. Dumneavoastră înseamnă că nu doriți o relație stabilă. Această persoană dorește o relație stabilă, dar dumneavoastră nu. Poate că sunteți o persoană impulsivă, faceți ce vreți, nu vă interesează ce zic alții, nu doriți compromis, sunteți liberă, curios, irresponsabil sau nu vreți să fiți controlați. Nu vreți complicații, deci nu vreți o relație ca această persoană. Nu sunteți pe aceeași lungime. Haideți să vedem cum merge relația. Arată că în viitor, mai târziu, se va îmbunătăți relația între dumneavoastră și această persoană, dar cu mult efort. Va fi moment bun în pereche, da? Poate fi o persoană cu o persoană din gemeni, balanță, persoană de aer, da? Vărsător, experiență nouă în relație, deci ceva nou. Și dacă așteptați ceva în relație, zice că nu mai trebuie să așteptați, că va fi ce vă doriți, da? Deci aici văd situația în care acea persoană iubită își dorește o relație stabilă, familie și dumneavoastră nu. Vedeți? Da. Dar arată că totuși depune efort această persoană și va fi cum vrea ea. Cum vrea această persoană care vrea o relație stabilă. Dumneavoastră, pe viitor, doar că nu vreți să fiți controlați și poate vă forțați ambii și ajungeți la o înțelegere, pentru că arată îmbunătățire în viitor. Da? Un moment bun. Și o experiență nouă. Haideți să vedem dacă ați ales piatra albastră. Piatra albastră. Persoana iubită, ce gândește? Ce gândiți dumneavoastră și ce va fi în relație? Echilibrul. Aici arată că această persoană vrea o legătură serioasă sau este o persoană care vrea armonie, care face planuri sau este o persoană care o cunoașteți de pe internet.
Pentru că aici arată comunicare pe internet sau scrisă, sau construiți sau faceți planuri. Dar mai poate însemna și că o femeie sau un bărbat, un ex, o exă, vrea să se întoarcă. Deci vrea să se întoarcă la dumneavoastră. Să reluați o relație. Această persoană se gândește să reluați o relație, să se întoarcă, să vă meargă mai bine, să aveți armonie. Deci vrea echilibru, da? Aveți un înger păzitor, are un înger păzitor acea persoană. Această relație este păzită. Este o relație bună. Și trebuie de cupe. Așa. Poate că există o altă persoană între dumneavoastră și această persoană iubită, dar arată că totuși pe dumneavoastră va alege s-ar întoarce la dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să ascultați toate pietrele ca să vă dați seama ce vi se potrivește. Aici, ce gândiți dumneavoastră, ce vreți dumneavoastră? Văd o persoană din rac, pești, romantism, vreți? Sunteți îndrăgostit, îndrăgostită. Vreți să încercați lucruri noi? Sau ar trebui să încercați dacă această persoană revine sau vedeți că vrea să facă un pas, să încercați lucruri noi pentru că dumneavoastră parcă sunteți agățați în trecut, emoțional, plăcere. Vă gândiți la plăcerile acelea ce le-ați avut, vă gândiți la ce greșeli ați făcut, la ce afecțiune ați avut, ce ați avut din partea acelei persoane. Arată că trăiți puțin în trecut și dacă se întoarce această persoană, tot timpul îi reproșați trecutul, vă amintiți trecutul, trebuie să lăsați trecutul, să încercați lucruri noi, să vă gândiți la nou, la prezent și la viitor. Să nu repetați aceleași greșeli. Mai poate însemna că există un copil, o fertilitate sau vă amintiți copilăria și asta se poate. Sunteți foarte nostalgici. Dar poate însemna și o reîntâlnire cu un ex, că revine un ex în viața dumneavoastră și va fi romantism, va fi dragoste, îndrăgostiți, romantism, da, cu o persoană din trecut. Dar dacă vine această persoană, să faceți lucruri noi. Ce va fi în relație? Arată la fel, trei de cupe. Arată o nuntă, o naștere, o sărbătoare, o satisfacție. Vedeți că aici oamenii trei sărbătoresc. Dar poate însemna și că revine un ex, iarăși. Toate arată că revine un ex. O iubire pierdută, ce o doriți, vine, da? Este favorabil. Veți avea bucurie. Înflorire, va înflori această relație, vă veți înțelege mai bine, armonie, veți încerca să faceți pe plac acele persoane și acea persoană dumneavoastră. Această legătură va crește, se va întări, veți avea dragostea crește între dumneavoastră și această persoană. Deci relația va merge foarte bine. Foarte frumos au ieșit. Deci toate mi arată că se va întoarce cineva, arată o uniune, o satisfacție sau apare un copil, o naștere și asta spune naștere și asta naștere. Da? Și lucruri noi și dar cu o persoană din trecut. Cam asta a fost etalarea interactivă, sper să vă placă, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.